Să vedeți că se poate să ai și suflet, să existe și omenie și mai mult de atât să, să fie un om cu sufletul curat și un om simplu și sincer, dacă se poate spune așa. Cătălina a venit la cameră, a mulțumit, cred că, prietenei ei, pentru că se referea la o fată Amin, din câte mi-amintesc, este prietena ei și a spus că pentru ziua lor de cuplu nu își dorește decât un tort și o șampanie pentru că mai are niște baloane, niște lumânări și că o să-i mai scrie ea o scrisoare, o să-i facă o prăjiturică, se descurcă ea cum poate și că este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce primește dar nu ar vrea să le pună pe drumuri sau să facă cheltuieli exagerate ținând cont că este ziua lor, spunea că este extrem de mulțumită dacă ar putea să-i trimită un tort și o șampanie. Și mă gândeam acum de fiecare dată când a fost ziua de cuplu, of, oh, doamne, câte cerințe și câte chestii s-au cerut la cameră, de la pantofi, lânțișoare, brățări, și tot felul de nenorociri, BNR, tot felul de, de chestii pe care le-au cerut fără să se gândească măcar o secundă că poate cei de acasă nu pot să le ofere, tocmai pentru că nu le a cerut familiei, le-au cerut susținătorilor. Și copilul acesta, atât de simplu și atât de cură la suflet, sincer, chiar m-a impresionat foarte tare, pentru că ea știe care are foarte mult susținători și ar fi putut să aibă și un pomenic ca majoritatea concurenților din casă m-a impresionat foarte mult. Felicitări, Cătălina, bravo ție!